Bine v-a regăsit, dragi cititori Herald, la rubrica Cititorii întreabă, psihologul răspunde în cadrul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu. Este astăzi alături de noi Andrei Bogdan Vulpescu, psihoterapeut, blogger de relații, scriitor, și pornim discuția noastră despre siguranță și securitate în cuplu, despre trădare sau despre infidelitate sau despre neîncredere, de la titlul unei cărți publicate în colecția Pas în 2, colecție care face subiectul dezbaterilor și interviurilor noastre cu invitații noștri, Dansul relațiilor de Harriet Lerner, cum să vorbim când ne simțim furioși, răniți, speriați, frustrați, jigniți, înșelați sau disperați. Deși relațiile apropiate oferă cele mai bune, cele mai oportune ocazii de a fi cunoscuți și, bineînțeles, de a-l cunoaște și pe celălalt, ele sunt totodată un teren propice pentru tăcere și pentru frustrare, pentru că oamenii au tendința de a-și reprima emoțiile, de a-și înăbuși vocea și de a nu impune limite, granițe sănătoase despre care am mai vorbit de atâtea și de atâtea ori. Indiferent dacă este vorba despre partenerul de viață, un părinte, chiar copilul nostru, o soră sau un prieten, dansul relațiilor ne învață cum să gestionăm cele mai importante relații din viața noastră cu concizie, cu claritate, cu încredere, cu iubire. Aș începe discuția noastră de la ceea ce am spus puțin mai devreme, ce înseamnă, și să nu uit, îmi cer scuze să nu uit, pentru că am insistat foarte mult în ultimele interviuri pe acest lucru. Așteptăm în continuare comentariile dumneavoastră, întrebările sau chiar dacă doriți să ne propuneți anumite teme sau anumite subiecte de discuție. Și aș porni discuția de la o întrebare care, dacă nu mă înșel, ne-a venit ieri pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, doamna Flori Ceclean, care face o afirmație. De fapt, nu este neapărat o întrebare, sau hai să-l numim un simplu comentariu. Iubesc un bărbat însurat. Cum ne raportăm la toată situația asta, mai ales în ceea ce privește un parteneriat de cuplu? Și noi suntem în același gând, ca să spun așa. Când vorbim despre cuplu, vorbim, bineînțeles, despre o construcție. Păi, în primul rând, ar trebui să vedem de ce aglomerația asta la prietena noastră care ne-a scris. Pentru că, de principiu, un bărbat însurat, din toate punctele de vedere, este un bărbat ocupat. Nu este Corect. Un bărbat disponibil, sau cel puțin nu ar trebui să fie disponibil. Din punct de vedere al statutului, este clar că nu este disponibil. Acum, faptul că el dă semne de disponibilitate erotică sau emoțională, mă rog, este un caz destul de des întâlnit. Problema nu este de ce dă el semnale de disponibilitate erotică și emoțională, problema este de ce prietena noastră iubește un bărbat care este indisponibil. Care este setul de așteptări vis-a-vis de această poveste, cum o investește ea pentru perioada imediat următoare, să-i spunem, măcar pe un termen mediu, ce crede că se va întâmpla? Pentru că automat, în momentul în care investești timp și sentimente într-o construcție care este indisponibilă, rezultatul nu poate fi decât suferința de principiu. Asta exceptând cazul în care, sigur, bărbatul decide să divorțeze și să formeze o relație cu persoana care, să spunem, a fost în paralel. Însă întrebarea este și de data asta, în momentul în care se face acest switch, câtă încredere poți să ai în persoana respectivă, pentru că tu deja ai un precedent cu persoana, cu bărbatul respectiv, în care tu erai clandestină, da? Tu erai în zona de clandestinitate și atunci trebuie să vezi, poți să ai încredere că el nu va face același lucru și în momentul în care va fi cu tine? Poți să ai încredere că el nu va da semnale de disponibilitate și în momentul în care va fi cu tine? Poți să știi că nu există la el un pattern comportamental de a avea această dualitate, ambivalență, duplicitate și așa mai departe? Pentru că astea sunt niște întrebări foarte importante de pus cumva înainte de a investi aceste sentimente. Pentru că știi ce se întâmplă?
sentimentele astea vin la pachet cu așteptări. Sentimentele astea vin la pachet cu așteptări și vin la pachet și cu foarte multe nevoi neîmplinite. Și de multe ori există această tentație de a nu pune aceste întrebări și de a nu vedea tabloul general și realitatea în care te afli, da? Și pui și lași să primeze aceste scenarii, pentru că sunt niște scenarii, aceste sentimente sunt bazate pe niște scenarii, pe o poveste, deci pe un set de, pe de o parte, nevoi pe care le ai, nu știu, nevoia de iubire, nevoia de înțelegere, nevoia de ascultare, nu știu, habar n-am, nevoia de relație până la urmă, și dublate cu niște așteptări. Mă aștept ca el să mă țină în brațe, să mă iubească, să-mi ofere protecție, să-mi ofere siguranță, să-mi ofere sex, să-mi ofere un viitor. Habar n-am și aici. Vezi, plaja este foarte mare de discuție și în zona nevoilor și în zona așteptărilor. Și atunci ar fi bine ca prietena noastră să-și facă o introspecție, să spunem, să-și facă o analiză personală și să vadă care de fapt este problema cu această poveste. Pentru că să iubești o persoană indisponibilă este puțin distorsiune. Pornesc de la o... Îmi vin acum în minte mai multe articole pe care tu le-ai scris, de fapt titluri de articole pe care le-ai scris de-a lungul anilor. Și pentru că tot pomeneai mai devreme nevoia de așteptări, care este o nevoie firească, există și relații fără așteptări? Eu nu cred în asta. Nici eu. Nu cred absolut deloc în ideea de a nu avea așteptări. Adică ce înseamnă chestia asta? Nu aștept nimic de la tine. Păi și atunci de ce ești cu mine? Adică care e treaba mea aici în povestea asta? Păi da, știi, ne bucurăm unul de altul. Păi cum poți să te bucuri de mine și de ceea ce fac eu dacă tu nu ai așteptări că eu voi veni cu bine spre tine? Și asta este o așteptare. Să spui că n-ai nicio așteptare înseamnă că în momentul în care îți vine o palmă peste ochi sau o înjurătură, că se întâmplă în relații, slavă Domnului, din păcate, la greu, așa, să nu fii surprinsă, pentru că tu n-ai avut nicio așteptare. Deci eu pot să vin către tine cu orice, corect? Deci nu este realist. Eu nu cred în relațiile fără așteptări. Asta este un concept, să-i spunem, de împrumut și este prost împrumutat. Și nu funcționează. Este absolut firesc să ai așteptări de la partenerul de viață, să te respecte, să se poarte frumos, să nu te abuzeze, să nu te agreseze, să nu te trădeze și așa mai departe. Sigur, după un set de negocieri în prealabil, evident, așa cum și invers este valabil. Pe de altă parte, trebuie să vedem dacă aceste așteptări sunt realiste sau nu. Aici cred că se face, de fapt, diferența. Dacă tu ai avut timp și ți-ai dat timp să cunoști acel partener, să stai cu el, să vezi cum se poartă, să vezi cum se raportează el la sine, cum se raportează el la sexul opus, vorbim aici și despre femei și despre bărbați, evident, ce părere are el despre lume, cum se raportează la ideea de relație, la bani, la infidelitate și la toate cele, și poți să-ți faci o anumită imagine și să spui, băi, da, uite, pot să mă înham în această poveste pentru că am încredere că acest om are toate calitățile necesare astfel încât să putem să formăm o relație care să nu ducă la, atunci este ok. Dacă pleci la drum și spui da înainte să pui pe tapet toate discuțiile astea, atunci se cam poate întâmpla orice. Și de obicei oamenii, din păcate, spun da înainte să stabilească termenii și condițiile. Mulți au senzația că astea se subînțeleg și nu este adevărat și se ajunge într-un punct sau în mai multe puncte în care fie unul, fie celălalt, fie amândoi încep să denatureze sau să interpreteze după bunul plac anumite lucruri. De aici deja este suficient spațiu de conflict și iată, realitatea ne arată că se și întâmplă conflictele astea. Cum, știu că am mai pus această întrebare, dar revin cu ea pentru că, dincolo de, eu știu, calitatea de psihoterapeut, aceea de blogger de relații de mulți ani de zile, de autor de cărți despre relații, suntem până la urmă bărbați. Și da, în întrebarea anterioară, aceeași întrebare pe care o să ți-o adresez și ție,
Era vorba despre un psihoterapeut, o doamnă, și am vrut să văd punctul de vedere și acum, bineînțeles, aș vrea să văd și perspectiva ta. Cum se raportează, ținând cont de memoria colectivă din punct de vedere sociocultural? Da? Pentru că vorbim de România, întrebarea este strict adresată cumva în spațiul autohton românesc, vorbim de România și vorbim de 40-45 de ani de comunism, cu niște norme, cu niște tipare, cu niște cutume socioculturale și istorice. Cum se raportează femeia româncă la relație și cum se raportează bărbatul? Există niște diferențe culturale, cu siguranță sunt convins că există niște diferențe culturale între bărbatul, să spunem, occidental, luăm la întâmplare, un bărbat din, nu știu, Spania, din Franța, din Anglia, din Danemarca, whatever, Germania, da? Și luăm bărbatul român din acest spațiu. Bun, putem să luăm pe bulgar, pe ucrainean, iarăși este în spațiul răsăritean. Sunt acești bărbați din societatea românească, sunt un pic, hai să nu le spun neapărat leneși în ceea ce privește relația, dar sunt cumva comozi? Pentru că totdeauna ai spus, și eu susțin acest punct de vedere al tău, faptul că relația reprezintă o construcție, relația nu reprezintă fluturi în stomac, nu reprezintă perioada hormonală, nu reprezintă doar proiecții. Poate să reprezinte și poate asta, să dar reprezinte. E o etapă, e o etapă. Proiecțiile și iluziile de la început, când amândoi, cei doi parteneri încearcă să se impresioneze, să se seducă, să se cucerească și să scoată tot arsenalul bun, dezirabil pe care îl arată celuilalt. Și bineînțeles, după ce trece, eu știu, câteva luni acum de la caz la caz, un an de zile, poate un an jumate sau chiar doi, ajungem într-o altă etapă pe care de altfel nu ne-o dorim, dar aproape că este inevitabilă. Și anume lupta pentru putere. Cine are dreptate? Și așa mai departe. Deci, este bărbatul român un pic puturos, un pic leneș, un pic comod în ceea ce privește munca zilnică pe care o depune la temelia relației? Noi am mai discutat și am spus că eu aș spune că o casă, nu știu dacă este, da, nu știu dacă este vorba neapărat despre lene. Cred că mai degrabă este vorba despre o moștenire de asta culturală care îl plasează pe bărbat în rolul de stâlp și bărbatul nu vrea deloc să se dezlipească de ideea asta. Sigur că încă în zona socială se mai întâlnește o anumită doză de dependență din toate punctele de vedere ale femeii în relație cu bărbatul. Deci femeia încă nu este liberă și trebuie să spunem chestia asta, indiferent de bulele în care trăiește fiecare, femeia încă nu este liberă. În continuare sunt foarte multe femei care prezintă tipar comportamental dependent. Din cercetarea pe care am făcut-o pentru lucrarea de licență a ieșit asta. Deci în continuare sunt femei care își doresc bărbați care să poată să le asigure acel confort și siguranță, inclusiv financiară. Lipsa timpului personal și a independenței financiare fiind două dintre principalele nevoi ale femeilor. Alături de validare și așa mai departe. Și de scop. Culmea. Deci toate chestiile astea, dacă le pui într-un pachetel, o să vezi că ele pot duce la tipare de comportament dependent. Pe de altă parte, bărbații sunt români și știi că românul de principiu se pricepe la de toate. Și la medicină, și la fotbal, și la politică. Știe să bată și cuie, să ridice și mașina pe cric. Știe să le facă teoretic pe toate, dar practic nu prea știe nimic să facă. Iar din punct de vedere al relațiilor, bărbatul din păcate refuză, nu putem generaliza, însă o mare parte a lor refuză să vină în secolul 21. Și aici este diferența între bărbatul român și bărbatul din Occident, pentru că bărbații din Occident au trecut prin zona asta de migrare a relației de la zona de bărbatul conduce la zona de parteneriat mult mai devreme. Adică există o diferență de niște zeci de ani. N-aș merge neapărat pe diferența lui Silviu Brucan, pentru că nu știu dacă se... Deși cred că se justifică, pentru că ăia 45 de ani i-au făcut și pe bărbați și pe femei să trăiască într-o profundă minciună a egalității. Nu era deloc egalitate acolo.
De principiu, femeia trebuia să fie și o bună muncitoare și o bună mamă, două sarcini cu abilități diferite și care îi mâncau tot timpul de dimineață până seara și în continuare era mai prost plătită decât bărbatul. Deci, bărbatul fiind ușor absolvit de orice grijă a casei. Deci, a fost o minciună sinistră perioada asta de 45 de ani și, după părerea mea, dacă ne uităm și mai în spate, vom vedea că femeile au căpătat anumite drepturi abia pe la 1928 spre 1930, deci putem spune că femeia în România este încă tânără, majoritatea pe la 1925 erau analfabete și nu munceau, deci nu putem să avem foarte mari pretenții de eliberare și de, nu știu, emancipare de asta extraordinară în condițiile în care aici vorbim despre nici măcar cam, hai să spunem, 100 de ani. Uite, vreau să fac o mică completare la cele spuse de tine și la studiul pe care l-ai făcut tu pentru lucrarea de licență. Putem spune că, să zicem, studiul acesta, tu știi cel mai bine, se referă cumva la femeile de condiție... Nu. Stai să-mi termin întrebarea. Mă refer la femeile de condiție medie și aici mă refer poate și femeile din mediul rural, nu neapărat de la sat. Putem să vorbim și de comună sau poate din mediul urban mic, da, orășele mici, sau poate chiar și din București, unde vorbim și trebuie să luăm în calcul, eu doar mă întreb, trebuie să luăm în calcul și nivelul de educație și de cultură al femeii, pentru că îmi imaginez, tu ai observat lucrul ăsta, în București și în centrele mari universitare, da? Marile orașe după București, există acest, și noi am mai discutat, mitul femeii independente, mitul femeii puternice, mitul femeii emancipate, mitul femeii care se descurcă și care nu mai are nevoie de resursele bărbatului. Oricând vorbim, hai, poate mai puțin din punct de vedere emoțional, pentru că până la urmă chiar și o femeie puternică, am căzut noi de comun acord, care are nevoie de un bărbat sensibil și de un bărbat care să vină despre ea cu emoție. Dar dacă vorbim... pune lângă o femeie puternică un bărbat sensibil, pentru că este un dezastru. Mergem pe ideea că o femeie puternică este mai puțin sensibilă? Nu, dar mergem pe ideea că ea vrea să fie dominantă și de principiu își va alege un bărbat sensibil ca să-l domine. Sunt niște chestii aici destul de studiate și e foarte interesant să vezi ce fel de bărbați se află lângă femeile așa zise puternice. O să vezi că de principiu în destule cazuri vei vedea bărbați destul de absenți din punct de vedere social și destul de supuși. E o chestie de dominanță asta, cu cât femeia vrea să împrumute, să spunem, particularitățile masculine, cu atât rolurile vrea să compenseze. Masculine. Da, vrea să compenseze în partea cealaltă. Deci eu n-aș milita pentru ideea de femeie puternică, eu aș milita pentru ideea de femeie inteligentă pe care am mai spus-o de atâtea ori, adică o femeie care este capabilă să ia decizii care să-i producă bine în viață. Dar să știi că nu există acele diferențe la care te refereai tu. Sigur că în cercetarea mea au fost mai mult femei din zona urbană, pentru că e greu să accesezi online zona rurală, dar bănuiesc că e mult mai rău acolo, ca nivel de dependență. Și să știi că n-au existat diferențe, de exemplu, între femeile care se declarau ca rol de femei profesioniste în muncă versus femei care se declarau ca rol mame. Erau aceleași lipsuri. Lipsa timpului liber, lipsa independenței financiare, chiar dacă unele dintre ele aveau veniturile pe familie peste 6.000 de ron, da? Pe familie, că n-am luat pe persoană, da? Și la fel, validare, apreciere din partea celor dragi și scop. Astea erau cele 5, dar ele migrau și variau puțin între ele. Însă timpul personal era peste tot. Deci lipsa timpului personal era și la femeile care aveau copii și la femeile care nu aveau copii și la femeile care câștigau mai puțin și care câștigau mai mult și care erau angajate profesioniste și care erau mame. Deci nu. Astea sunt. Nu există diferențe din punctul ăsta de vedere.
Exista într-adevăr o zonă de corelație, dacă vrei, între, că am făcut și cu stima de sine, dar stima de sine nu a ieșit că ar corela niciun fel cu, cum îi zice, cu satisfacția de viață, calitatea vieții, însă în zona financiară, într-adevăr, femeile care aveau în familie un buget mai mare, aveau o zonă de stimă de sine ceva mai ridicată, însă stima de sine era o consecință, nu, deci un efect, nu era o, cum să zic eu, un factor declanșator. Adică nu stima de sine declanșa veniturile mai mari în familie, ci invers. Veniturile mai mari aveau acest efect asupra stimei de sine. Dar, repet, încă există o zonă de dependență, încă există o zonă de așteptare, să-i spunem, ancestrală din partea femeii ca bărbatul să aibă grijă din punct de vedere financiar de casă și să asigure acest confort astfel încât ea să se simtă sigură. Evident, mai avem de așteptat până în momentul în care și bărbatul va înțelege că o relație înseamnă parteneriat și femeia va înțelege că o relație înseamnă parteneriat. Până atunci vor tot exista aceste lupte pentru putere, ba dintr-o parte, ba din cealaltă, și oamenii vor continua să se ia de gât și probabil să-și distrugă relațiile, mai mult ca sigur să-și distrugă relațiile cu genul ăsta de raportare. Partea proastă este că ei fac și copiii și copiii preiau de la ei aceste modele. Însă observ cu plăcere faptul că există din ce în ce mai mulți oameni care sunt deschiși spre ideea asta de comunicare în parteneriat, astfel încât să vedem cum putem să facem, astfel încât să ne centrăm pe soluții, nu pe vină. Și, sigur, creșterea cantității de informație care circulă, accesul mai ușor la ajutor specializat, toate emisiunile, inclusiv de televiziune, unde încep să se dezbată problemele de cuplu și așa mai departe, ajută. Însă nu aș spune nici măcar că am fi într-un moment de tranziție. Eu cred că în continuare suntem cumva încă ancorați în zona aia patriarhală în care bărbatul vrea să aibă dreptate și să conducă. Sigur că există și o zonă procentuală în care femeia s-a scuturat, s-a emancipat și vrea să fie liberă. Acum, ideea ar fi ce ar face femeia dacă ar avea timp liber și independență financiară. Asta ar fi un subiect de cercetare separat, să vedem, ar mai rămâne în relațiile în care este, mai are sau nu nevoie de copii, ce ar face? Asta chiar ar fi interesant de văzut. Nu am urmărit asta în cercetarea actuală, însă aș vrea să fac, să vedem pentru femeile care declară că nu au timp, scop și independență financiară, ce ar face dacă le-ar avea. Ar fi drăguț de văzut. Deci cam asta e. Lucrurile încă sunt și e normal să fie așa. Gândește-te că noi avem 30 de ani de, să-i spunem, democrație, deși nu a fost chiar toată perioada de democrație. 45 de ani de comunism care au nivelat cam orice și i-au făcut pe oameni să creadă că familia arată într-un anumit fel. Da? Cu această iluzie și cu această minciună cumplită și, bineînțeles, ce a fost înainte, până la perioada Primului Război Mondial, o perioadă în care bărbatul era evident dominant, femeia era analfabetă, nu avea acces nici măcar la școală în multe situații, nu avea niciun fel de drept și era cumva claustrată în bătătură. Deci cam asta este România și ar trebui să de aici să plecăm și să pornim, să vedem, pentru că de fiecare dată când există genul ăsta de discuție, sigur că apar persoane care urlă, țipă și spun ce, că ești misogin, că ești nebun, că ce spui prostiile astea și așa, însă ar fi interesant să își analizeze arborele genealogic și să vadă pe zona feminină și din partea tatălui și din partea mamei cum stau lucrurile 3-4 generații în spate. Pentru că așa vor vedea cel mai bine care este situația. Dacă tu vezi că sub mama, la bunica sau chiar la mama există 3-4 clase, ceea ce se poate întâmpla în foarte multe cazuri, da? Dar tu ai într-adevăr ai reușit să ajungi să faci o facultate și să te dezvolți diferit față de femeile din familia ta, da, este un motiv absolut de mândrie pentru că ai reușit să faci chestia asta, este un motiv de a te considera cumva o femeie împlinită pentru că, iată, ai reușit să rupi
această tradiție de incultură a familiei, din N motive, nu le comentăm aici, da? Așa. Și sigur să ai așteptări că generațiile pe care tu urmează să le cultivi te vor depăși și pe tine. Asta e o chestie absolut normală de evoluție. Însă dacă ne uităm prin arborii genealogice ai oamenilor, și la femei și la bărbați, pentru că na, trăim în aceeași țară, vom vedea că există și familii care au un istoric cultural destul de stufos și unde găsim intelectualitate pe multe generații, da? Dar găsim foarte multe familii în care poate este prima generație culturalizată sau a doua de intelectual. Și atunci, da. Exact, și atunci noi trebuie să privim asta cu acceptare și cu deschidere și cu susținere, pentru că asta este contextul, nu avem încotro. Fii atent. În timp ce te ascultam, mi-a venit o idee. De fapt, e un exercițiu de imaginație, dacă ni-l putem face, bineînțeles. Vorbeai despre patriarhat. Da. Despre emanciparea femeii. Despre rolul femeii sau rolurile femeii, rolurile bărbatului. Despre raportarea bărbatului la relație, despre raportarea femeii la relație. Hai să ne imaginăm, după toată chestia asta cu feminismul, cu emanciparea, cu independența, cu tot ce vrei tu, ce ține de libertatea de exprimare și de acțiune a femeii, hai să ne imaginăm o perioadă a matriarhatului. Știu că este greu, dar să încercăm, da? O perioadă a matriarhatului. Gerard Leleu spunea că e posibil să se întâmple asta, să inverseze polii o perioadă. Și fii atent. Cum ne-am raportat atunci la relații? Pentru că cu siguranță ai auzit și tu expresia de-a lungul vieții între prieteni, să spunem, bă, cine cântă la tine în casă? Cocoșul? Da, asta este găina? O... Bun, dar ideea este, sunt foarte multe familii unde ai sentimentul, sau cupluri, familii cu copii sau cupluri fără copii, în care ai sentimentul că de cele mai multe ori femeia este partea dominantă. Da, și dacă să luăm culturalitate și asta. Dacă e să luăm matriarhatul la nivel la scară largă, îl reducem la nivelul unei familii și acolo e un schimb de roluri. Adică sunt convins că sunt bărbați, exact cum ai spus tu și ai scris în foarte multe articole, în care dacă nu există încredere din partea femeii către bărbat, dacă nu există apreciere, dacă există multă cicăleală, dacă există multă critică, dacă există multe, bărbatul respectiv, oricât de asertiv sau oricât de, poate chiar din păcate, să ajungă submisiv. Ai auzit și expresia e sub papucul, da? Da, și asta raportăm, e tot cultura. Cum ne raportăm atunci la relații? La fel cum ne raportăm și acum, la fel de prost, doar că migrăm în cealaltă direcție, în celălalt capăt. Extremele din punctul ăsta de vedere n-au nicio logică și nicio finalitate pozitivă. Din punctul meu de vedere, uite, asta și scriam acum, că după perioada asta cu COVID-ul, de stat în casă 16 zile și ne-am izolat amândoi, evident că dacă eu eram pozitiv, ea era contact și trebuia să se izoleze, mi-am dat seama că iubirea este un exercițiu de toleranță și de suportabilitate. Corect. Și am și scris despre chestia asta, adică nu orice om este dispus să aibă grijă de cel de lângă el non-stop, zile întregi, indiferent că îl doare capul, nu îl doare capul, se simte bine, nu se simte bine, a dormit sau nu azi noapte, sau pur și simplu are chef să stea în pat, să uite la televizor în loc să stea să trebăluiască sau să îi pregătească masa sau mai știu eu ce, pentru că celălalt este bolnav și e la pat. Ăsta este un exercițiu de toleranță și de suportabilitate. Și ăsta este un exercițiu de a încerca să faci în așa fel încât în relația ta să fie bine. Iar lucrurile astea se văd mai ales în situațiile de criză, să spunem, cu ghilimele, în care unul este la ananghie, fie, nu știu, poate și-a pierdut jobul, sau, iată, este bolnav, sau, nu știu, trec printr-o perioadă în care în familia lor a existat un cutremur, vezi un deces sau mai știu eu ce. Ăsta este un exercițiu comun de a încerca să fie bine, de a încerca să ne înțelegem unul pe celălalt, de a încerca să fim alături unul de celălalt. Chiar dacă, sigur, și noi avem nevoie, chiar dacă și noi avem uneori dureri sau avem chef să stăm și să nu facem nimic. Este absolut de înțeles chestia asta. Și să știi că genul ăsta de comportament naște reciprocitate.
Pentru că am observat că în perioada în care eu am stat aproape 10 zile la pat, fără să fac mare lucru pentru că nu aveam energie și atunci mai mult dormeam, dincolo de zilele cu febră, am observat că iubita mea a fost foarte activă și foarte suportivă și, mă rog, chiar dacă avea de muncă și ea în același timp, însă și eu am încercat să-i fac suportabile zilele astea, nefiind foarte, cum să zic eu, pușii sau mai știu eu ce, chiar dacă am avut și eu într-o zi oarecare o cădere, pentru că dincolo de orice virus ăsta te afectează puțin și psihic, mai ales dacă te uiți la televizor și te uiți în ziua 2 ce se va întâmpla în ziua 5, dacă între ziua 5 și 10 cam ce scriu ăștia că se poate întâmpla și te alimentezi cu tot felul de tâmpenii și se poate întâmpla să ai un episod ăsta mai în care ești puțin confuz. Și am stat și am urmărit chestiile astea și am încercat pe cât posibil să îi ușurez și ei sarcina atât cât am putut, repet, pentru că nu e o situație plăcută. Da, ea a înțeles și îi mulțumesc pentru chestia asta și îmi dau seama că de fapt asta înseamnă iubirea. Dincolo de toată idealizarea asta romantică, siropoasă și așa mai departe. Băi, iubirea înseamnă grijă. Corect. Grijă față de sine și grijă atenție, față de celălalt grijă. Și dorința ca relația să poată funcționa. Iar pentru asta înseamnă să-l suporți, să-l tolerezi pe celălalt, să-l accepti, să încerci să-i faci în așa fel încât să-i fie bine atunci când nu este bine. Este un dans. Aici nu există extreme. Nu există eu trebuie să am dreptate și tu nu. Pentru că acolo unde apare ideea că eu trebuie să am dreptate, cineva pierde. Și cine pierde este relația, nu celălalt. Corect. Da? Deci pierd toți din povestea asta. Nu la asta se rezumă o relație. O relație se rezumă dacă, atât de simplu, băi, vreau să-mi fie bine. Dacă ajung la răspunsul că da, vreau să-mi fie bine, ok, întrebarea a doua este cum fac? Sau ce fac? Pe scurt, tot cumva îmi extrag ideea sau întrebarea din cele spuse de tine acum. Cu toleranța și suportabilitatea, care mi se pare un lucru extraordinar și care ține de o oarecare doză de compromis de care este nevoie, este necesar într-o relație ca să funcționeze, pentru că nu există relație, amândoi știm, în care să curgă doar lapte și miere și norișor roz și așa mai departe. Absolut. Cum facem să învățăm, de exemplu, să spunem, apropo și de submisivitate, să spunem nu, atunci când simțim să spunem nu, fără să îl afecteze pe celălalt, fără să îl deranjeze pe celălalt și fără ca celălalt să-și schimbe cumva părerea despre noi. Exact ce spuneai tu puțin mai devreme. Da? Tot timpul răspund cu da. Tot timpul sunt, cum mi s-a spus, am făcut, am dres, nu zic nu niciodată, nu știu, nu pot, nu am chef și așa mai departe. Deși sunt momente în care simți că poate ești obosit sau simți că poate nu mai poți efectiv și ai nevoie de un pic de răgaz și ai nevoie de un pic de repaus. Dar parcă nu-ți vine să spui nu, ca nu cumva să-l deranjeze pe celălalt, iar celălalt să creadă, deși poate ai făcut de 99 de ori un lucru și nu l-ai făcut amana 100 oară. Uite, există Gay Hendrix, parcă, are teoria asta și mie îmi place foarte tare, că există două tipuri de intenții în comunicare. O intenție care este de distrugere și de deconectare, în care, uite, să-ți dau un exemplu. Dacă nu-ți convine, poți să pleci. Ăsta este un exemplu de deconectare și de distrugere a oricărei forme, a oricărei punți de a ne înțelege. Pentru că cel care spune dacă nu-ți convine poți să pleci, spune de fapt dacă nu ești de acord cu ce spun eu poți să pleci. Pe mine nu mă interesează, pe mine mă interesează să fie doar cum vreau eu. Ceea ce înseamnă că niciodată nu se vor găsi zone de a intra în comunicare cu scopul de a găsi soluții. Pentru că nu se poate. Nu există deschidere în direcția asta. Și atunci cineva vrea să-și impună punctul de vedere și să aibă dreptate, așa cum ziceai tu mai devreme. Asta este o zonă de intenție. A doua zonă de intenție este zona în care găsești curiozitate, în care găsești deschidere, explorare, în care celălalt vine și spune, băi, uite, nu pot să spun că sunt de acord cu ceea ce ai spus tu 100%,
Dar uite, eu văd lucrurile așa și hai să vedem cum putem să facem astfel încât ceea ce ai spus tu cu ce am spus eu să formeze un lucru care să fie win-to-win pentru amândoi. Asta este o persoană care este deschisă, este flexibilă și își dorește să găsească soluții. Celălalt găsește doar vinovați. Ăla dinainte zice, nu-ți convine, poți să pleci, pentru că tu ești vinovat sau vinovată de faptul că nu ești de acord cu mine. Pe nu-l interesează să intre să găsească vreodată vreo soluție, pentru că el nu caută asta. Celălalt spune, băi, uite, eu nu sunt de acord cu ce spui tu. Eu cred că este așa, dar hai să vedem cum putem să punem pe masă astea două idei, astfel încât să scoatem ceva din ele, care să ne mulțumească pe amândoi. Ăsta este omul cu care poți să te înțelegi, cu care poți să stai să construiești, cu care poți să cauți soluții. E da? Pro-soluție. De asta este, da, de asta este foarte important să fii atent la nuanțele pe care le folosește celălalt. Pentru că de foarte multe ori am întâlnit cazuri în care exista această zona asta de pasiv-agresiv. Adică el spunea, ok, ca să nu am scandal în casă, fac ca tine. Eu las de la mine. Dar de fapt el nu lasă nimic de la el. Pentru că el ce face? El automat se plasează pe o poziție superioară și el spune, ok, uite, eu nu vreau să am scandal pentru că nu vreau să am scandal. Dar el vrea să aibă scandal pentru că îl face, dar îl face pe în spatele ușilor închise, da? Și zice, uite, las de la mine. Pasează responsabilitatea asupra celeilalte persoane despre care știe că este submisivă. Că de obicei este. Da? Așa se manifestă această pasiv-agresiv, comportamentul pasiv-agresiv, da? Iar cealaltă persoană, automat, când preia această responsabilitate, preia și un sac cu vină în spate. Și stă și începe să aibă dubii și zice, bă, dar stai, dar eu nu mi-am dorit așa. Eu n-am vrut așa. Și până la urmă, tot ca ăsta face. Care zice că el lasă de la el. De fapt, el nu lasă de la el. El îl face pe celălalt să renunțe. E într-o aparență zonă, e într-o aparență zonă de defensivitate și de și dar non-conflictual, non-conflictual. El de da, aparență, dar el de fapt aparență. Este cât se el este cât se poate de ofensiv. Neexprimabil. Asta, exact. Este și exprimabil dacă știi să-i traduci vorbele. Mai greu. Deci, de asta este foarte important să stăm să fim atenți la nuanțe, să vedem, băi, ce a vrut ăsta să spună în propoziție? Că de multe ori noi nu suntem atenți la lucrurile astea și ne furăm într-un mare fel. Da? Există foarte multe persoane care au îndurat în relațiile lor foarte multe jigniri și foarte multe devalorizări. Da? Până au ajuns într-un punct în care efectiv nu mai știu cine sunt și nu au încredere niciun fel în propriile păreri. Și atunci eu vin și le spun, băi, de fiecare dată când există genul ăsta și vine persoana cealaltă către tine cu aceste jigniri și devalorizări, încearcă să te gândești la o balanță, unde într-un taler sunt jignirile astea și în talerul ăsta există o întrebare. Bă, da, omul ăsta care vine către mine, cum a fost, mă, în relație? Sau cum e el în relație? Și încearcă să răspunzi la întrebarea asta, pentru că e posibil să vezi că omul ăla a fost un abuzator, că omul ăla nu te-a ascultat niciodată, nu te-a văzut, nu te-a apreciat, nu te-a valorizat, da? Nu te-a iubit în definitiv și atunci e posibil să-ți dai seama că toate minjurile și acuzele astea care vin asupra ta nu au nicio raportare în realitate. Și, drept urmare, n-ai niciun motiv să crezi în ele. Și ia să vezi tu în momentul în care omul începe să facă genul ăsta de exerciții, că începe să se echilibreze și să-și dea seama că de fapt a fost victima unui abuz de ani de zile. Și sunt multe cazuri de genul. Cum îmi place mie termenul tău de castrare emoțională. Da. Și se întâmplă și din partea bărbaților și din partea femeilor. Aici nu există diferențe. Și ar fi bine să fim foarte atenți la cuvintele pe care le scoatem pe gură, la ce auzim de la ceilalți și la ce ne transmit ceilalți nouă. Și să stăm să începem să facem aceste exerciții, să desfacem mesajele, să vedem în ce măsură este un mesaj centrat spre soluții și spre construcție și în ce măsură este un mesaj centrat pe dominare și pe distrugere. Pentru că vei vedea că în foarte multe relații unde există comunicare, indiferent că este cuplu sau că este de companie, prieteni și așa mai departe, există această tendință de distrugere și de dominare. Poate mai mare decât cealaltă.
Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Andrei Vulpescu, blogger de relații, psihoterapeut, scriitor, despre siguranță, stabilitate în relația de cuplu, despre infidelitate, despre poate lipsa încrederii sau a devalorizării, despre lipsa aprecierii, despre felul în care ne raportăm, atât ca bărbați cât și ca femei, la relație, în așa fel încât să avem un parteneriat de cuplu în viața noastră și nu dezechilibre gen parte dominantă, parte dominată. Pornind de la cartea lui Harriet Lerner, Dansul relațiilor, cum să vorbim când ne simțim furioși, răniți, speriați, frustrați, jigniți, înșelați sau disperați. Îi mulțumim foarte mult lui Andrei. Noi așteptăm în continuare părerile, comentariile, întrebările sau chiar temele de discuție pentru rubrica Cititorii întreabă, psihologul răspunde din cadrul campaniei online Provocări și soluții în relația de cuplu desfășurată pe site-ul Editurii Herald și pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald. Mulțumim foarte mult că Și ați eu. fost alături de noi. Cu drag și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cititori întreabă, psihologul răspunde. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!